Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit! În acest video voi cere sfatul îngerilor pentru voi, pentru fiecare lună a anului 2020. Voi începe cu luna ianuarie, să vedem care este sfatul îngerilor pentru această lună. Arhanghelul Uriel, emoțiile ți se vindecă. Te simți mai bine, ești mai împlinit, doar cu condiția să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Cereți ajutor Arhanghelului Uriel pentru a ierta anumite persoane care v-au făcut rău în trecut, pentru a vă recăpăta pacea și liniștea interioară. Doar iertând și binecuvântând acele persoane care v-au greșit, doar în acest fel vă puteți regăsi liniștea și pacea interioară. Următoarea lună, luna februarie, Omega, wow, o carte foarte bună. O carte care anunță victorie, care vorbește despre dorințe împlinite, sau dacă nu vor fi dorințe împlinite, măcar o dorință împlinită. Continuă să faci treabă bună. Ești pe drumul cel bun. Mergi pe acest drum pe care deja l-ai ales. Da, o lună în care în viața ta poate avea loc rezolvări miraculoase ale unor situații și o dorință sau mai multe dorințe care se îndeplinesc. Frumos. O lună a succesului pe toate planurile, aș spune eu. Luna martie, Brigitte, îngerul Brigitte pentru luna martie, paza bună trece primejdia rea. Privește mai profund această situație înainte de a merge mai departe, înainte de a lua o hotărâre. Fii atent la promisiuni, nu pe care le faci tu, pe care le primești din partea altor persoane. Fii atent la persoane pe care deja le cunoști și ai o impresie bună despre ele, pentru că s-ar putea să îți schimbi părerea. Și fii atent la propuneri de afaceri, la persoane noi care intră în viața ta și așa mai departe. Este mai bine să previi decât să tratezi. Luna aprilie. Serafina. Serafina este îngerul familiilor. În familia ta va avea loc o schimbare fericită sau familia ta se va mări. Această carte anunță pentru luna aprilie naștere de copii, sarcină, fertilitate, copii sănătoși, totul bine și frumos în familie. Bun. Luna mai. Haideți să le mai zbat puțin, să nu-mi iasă aceleași cărți. Pentru luna mai. Leila. Petrece mai mult timp singură, singur, în natură, meditând asupra dorințelor, meditând asupra intențiilor tale. Roagă-i pe îngeri să te ajute să dobândești o perspectivă mai pozitivă a lucrurilor. Deci, dragul meu, draga mea, încearcă să gândești cât mai pozitiv, să scoți cuvântul nu pot, nu vreau, nu acum,
deoarece Universul nu înțelege acest cuvânt nu, nu știe ce înseamnă nu. Iunie. Vanessa, pentru a lua o hotărâre importantă, întreabă-te ce cale mă duce mai aproape de îndeplinirea misiunii mele sau ce cale mă îndepărtează. Eu vă sugerez să luați o foaie de hârtie pentru luna iunie și să scriți dacă fac un anumit lucru, da? Lucru pe care vă interesează sau ce vă interesează pe voi. Luați o foaie de hârtie și scrieți: dacă fac lucrul ăsta, ce beneficii mi-aduce? Dacă beneficiile pe care această schimbare vi le aduce sunt mai mult rele decât bune, nu mai luați această hotărâre. Așteptați, nu este timpul potrivit și nu este potrivită această situație pentru voi sau această persoană pentru voi, pentru că poate să fie vorba chiar și de relații, de dragoste. Luna iulie. Haideți să vedem. Care este alinare? Te afli la sfârșitul unui ciclu de viață. Iarăși vorbim despre schimbări. Cheamă îngerii să te mângâie, să te călăuzească spre următorul pas pe care îl ai de făcut. Fericirea te așteaptă acum. Da, acționează. Ia o hotărâre. Cere ajutor îngerilor. Nu sta supărat. Supărarea nu rezolvă nimic. Plânsul nu rezolvă nimic. Decât să plângi, să te vaiți, să te dai cu capul de pereți, mai bine ia psaltirea. Mai bine ia acatistul Maicii Domnului și apucă-te de citit. Da? Și îți garantez eu că îți va face mult mai bine. Mai ales psihic, mai ales sufletesc. Luna august. Cristal, te îndepărtezi. Nu știu ce hotărâri veți lua dumneavoastră, dar este ca și cum nu veți observa ghidarea îngerilor. Este ca și cum nu ai curajul să faci anumite schimbări în viața ta. Dar aici mă refer la acele schimbări radicale. Nu să-mi schimb garderoba, că nu este o schimbare radicală. Da, este o schimbare radicală, dar o schimbare care, da, mă contrazic eu acum aici, dar nu este o schimbare foarte importantă în viața ta. Da, spre exemplu, din punctul meu de vedere, o schimbare importantă în viață este atunci când decid să am un copil sau nu, atunci când îmi schimb locuința sau nu, atunci când renunț la o relație sau rămân în relația asta toxică, da, care nu-mi convine, care nu-mi place. Va fi un an în care va trebui să vă folosiți foarte, foarte mult de intuiția dumneavoastră. Un an în care va trebui să cereți ajutor îngerilor, chiar dacă anumite probleme vi se vor părea mici. Și veți spune: ce să mai deranjez eu Arhanghelul sau pe Dumnezeu sau, eu știu, pe Isus sau pe Fecioara Maria cu problema mea atât. Da? Această carte cristal, Îngerul Cristal, îți spune pentru luna august: păstrează-ți credința și speranța, deoarece la orizont este ceva nou și pozitiv, dar încă nu se vede. Da? Este ca și cum voi v-ați îndepărtat. Ați vrut să faceți sau anumite lucruri, da? Lunile anterioare, vorbesc de iunie, de iulie, chiar din mai, cred. Ați vrut să faceți schimbări în viața dumneavoastră, dar v-ați oprit, ceva v-a oprit. Da? Așa că pentru unii luna august va fi o lună a blocajului, nu știu ce să fac, iarăși ajung în aceeași situație.
Nu știu ce să fac, nu știu ce să mă facă, nu-mi găsesc un serviciu bun, nu știu ce să facă, nu sunt bine plătit sau, da? Oricare poate fi situația. Fiți mai atenți la ceea ce vor să vă transmită îngerii prin intermediul intuiției, prin intermediul acelor gânduri spontane și prin vise. Septembrie. Merlina, iarăși, dezorientare. Dragii mei, acum ce să spun și eu? La asemenea cărți pot să spun că nu este valabil pentru toată lumea. Na, ce pot să spun? Voi veți vedea cum va fi acest an pentru voi. Dar cum începeți anul și cum veți fi pe la mijlocul anului? Începeți anul mai optimist, începeți anul iertând, începeți anul cu o gândire pozitivă și la un moment dat vă împotmoliți. Te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale. Te rog să asculți și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiția, gândurile și visele tale. Persoanele care vor ține cont că în acest an trebuie să ceară călăuzire divină, indiferent cui cereți călăuzire, vor ieși din situații. Cât de mari, cât de mici, vor ieși și le va fi bine. Cei care se vor încăpățâna și nu vor asculta și nu vor crede în călăuzirea divină, se pare că va fi un an destul de dificil. Da? Cu dezorientări. Octombrie. Deja a sărit cartea. Uitați. Oh, alo, dragii mei. Cercetează sau cere sfatul unui expert înainte de a lua o decizie. Dar problema este că tu nici nu te decizi ce vrei să faci. Aici poate să fie vorba, eu știu, poate pentru unele persoane se îndrăgostesc de o altă persoană, ei sunt într-o relație, cealaltă persoană poate să fie și ea într-o relație. Sau numai voi sunteți într-o relație și nu știți ce să faceți. Iubiți acea persoană foarte, foarte mult, doriți să fiți cu ea, dar nu puteți renunța la familia voastră. Da, și acesta poate să fie un exemplu care să vă ducă la acest blocaj. Dar, repet, nu este valabil pentru toată lumea. Luna noiembrie. Haideți să-ți bat și altfel cărțile. Cristal. Am mai ieșit odată pentru voi. Adriana. Exact. Aceleași cărți care se repetă pentru voi. Oceana, care îți spune în sfârșit, acționează, nu mai sta, ia acea hotărâre pe care vrei să o iei. Ești în contact cu adevărul, ești bine. Dacă mergi înainte, lucrurile se vor rezolva, vei fi fericit, vei avea împlinire, vei avea bani, vei avea iubire. Dar tu nu faci acel pas. Ești în contact cu adevărul în această situație și trebuie să ai încredere în ceea ce simți și să te afirmi cu iubire. Fă lucrurile din suflet și atunci vei ieși mult mai bine. Nehotărâre. Va fi un an în care veți fi foarte nehotărâți. Probabil și în ceea ce ține de locul de muncă, nimic nu vă va conveni, nimic nu vă va plăcea. În fine, un an, eu cred, în care veți fi destul de morocănoși, aș putea spune. Luna decembrie. În sfârșit. Greș și Antonet. Pentru a putea vindeca această situație în care te afli, privește cu compasiune punctul de vedere al celuilalt.
Nu tot timpul avem dreptate, așa că trebuie să oferim dreptul la replică și celuilalt de lângă noi și aproape lui nostru, indiferent cine este acel aproape. Că face parte din familie, că este un prieten, că este soțul, soția și așa mai departe. Priviți cu compasiune și punctul de vedere al celuilalt. Nu numai tu ai dreptate. O luptă de orgolii văd aici. Un an al orgoliilor. Dragii mei, sper să vă fie de folos acest video, să luați în considerare mesajul îngerilor și să acționați și să luați cele mai bune decizii pentru voi și pentru viața voastră. Nu uitați să dați un like, ar ajuta foarte mult la susținerea acestui canal. Eu sunt Sofia, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la un nou clip. Pe curând!